dacă Moldova își alege președintele. TV8 va informa toată ziua, de dimineață până noaptea târziu. TV8 va transmite în direct cele mai fierbinți evenimente din țară și din afara Suntem ei. Suntem de la TV8, vrem să vă întrebăm de cât timp stați la Știri din oră în oră. Pretendenții care aspiră la fotoliul de președinte. Comentarii, analize, păreri, confruntări, cifre, date, rezultate. Află cine a câștigat. Duminică, 15 noiembrie. Alegi liber cu TV8. Așadar, este ora 9:30 acuși, de 2:30 procesul de vot în secțiile din țară a început. TV8.md scrie că la ora 8:15 prezența la vot a fost de 3%, puțin peste 3%, iar asta însemna 85.000 de oameni au ieșit deja să-și exercite dreptul la vot. Dacă e să comparăm cu primul tur, asta înseamnă o mobilizare mai mare cu 1%, pentru că la primul tur, la acea oră, 8:15, se aflau, au votat în jur de 60.000 de alegători. Deci observăm tendința în turul 2 a mai multor oameni de a veni să-și exercite dreptul la vot, deși pentru turul 2 nu este important, să zicem așa, din punct de vedere tehnic, prezența la vot, pentru că va câștiga candidatul acel candidat care va lua cele mai multe voturi. În aceste momente avem imagini pe post din Chișinău, vedem surprinse în primele ore ale dimineții, vedem în imagini cozi, oamenii așteaptă, păstrează distanța socială, recomandată de specialiști de cel puțin un metru, ca să voteze. Putem să vedem încă ceața persistă afară și probabil a fost. Despre prezența la vot vom vorbi cu Arcadie Barbăroșie, care este directorul Institutului de Politici Publice. De asemenea, vom vorbi despre prezența tinerilor, sau mai bine zis, lipsa tinerilor de la implicărilor din procesul electoral. La 9:30 vom avea în direct imagini de la conferința Promolex anunțată pentru ora 9:30 dimineața. Iar până atunci, până venim la Promolex, vă propun să vedem un reportaj despre două surori gemene care abia au împlinit 18 ani și care ne-au zis ele acum câteva zile neapărat vor merge astăzi să-și exercite dreptul la vot. La primul tur nu au putut să facă din cauza problemelor de sănătate, dar de data aceasta sunt convinse că vor merge la vot și sunt de asemenea foarte convinse că votul lor poate schimba multe în societate. Haideți să le urmărim! Dorim să ne implicăm, deoarece avem dorința și de a schimba viitorul acestei țări, pentru că noi încă credem și sperăm în cât mai multă lumină să apară, cât mai multă lumină și prosperitate în țara noastră. De unde vă informați? Pe social media, sunt diferite rețele, pe în care Facebook, corect. Pe diferite site-uri de socializare. Ne-am ales și reprezentantul să fie un patriot mare și să-și iubească foarte mult țara și să credem că totul va fi bine. Și să aibă respect față de noi. Da, de noi cetățenii, pentru că cetățenii este principala sursă strategică a țării. Deci voi credeți că votul vostru este important, da? Și anume, de ce? Deoarece ce va schimba votul tău, cred? Fiecare persoană are personalitatea sa și are un rol. Cât de mic, noi trebuie să ne implicăm. Și orice vot are o oarecare forță, pentru că mi se pare ciudat să stai acasă și să nu-ți pese. Știm că tânăra generație nu se implică atât de mult, pentru că și-a pierdut speranța de a vedea schimbările în acest. Speranța abia, la voi abia vine, adică de ce să vă pierdeți deja? Pentru că cred că aici nu-și vor găsi un loc de muncă, un salariu bine plătit, toți fug în străinătate, pentru că acolo cred că vor duce un trai mai bun. Amintesc că și voi aveți încă doi frați, da? Soră, da, și un frate, da, care toți sunt. Sunt în Germania, sora noastră 36 de ani, s-a realizat. 32 de ani. Da, și acolo rămân. Adică iese la votare? Consider, da. Ne-au anunțat că vor ieși și se vor implica și suntem mândri de faptul acesta. Vreau să vă întreb,
colegii voștri, iată, de clasă, da? Voi discutați despre alegeri, profesoarele, da, profesorii, ce vă zic? Anumite momente, de fapt, cu profesoarele renunțăm de a vorbi pentru că ei consideră că nu trebuie să se implice în aceste subiecte. Nu știu, încă n-am apucat să avem astfel de momente cu profesorii, să comunicăm despre acest subiect. Dar consider că ar trebui să vorbim. Da, ar trebui cât mai multă implicare. Dar cu colegii, liceu, discutăm, dar da, uneori. Uneori. Des. Și da, vă zic, mergem la alegeri, ce facem? Da, ei întreabă asta în... cine a fost la alegeri, se interesează, se implică. Însă, am văzut o implicare. Am auzit că foarte mulți nu au fost de data asta la alegeri, adică... Am auzit și mulți că au stat acasă, pur și simplu. Noi exprimăm nevoia de schimbare. Noi trebuie să credem în valorile noastre pentru că, și să nu uităm de ele, pentru că ele sunt cele mai importante pentru viitorul prosper al acestei țări. Și da, le sugerez să se implice cu tot sufletul. Eu la fel, le urez și le încerc să-i motivez să mergem cu toți împreună și să încercăm să schimbăm această țară. Să formăm o forță mai unită și... să creăm un viitor. Deci tinerii sunt o forță importantă, corect, pentru aceste alegeri. Da, corect. În urma sondajelor am văzut că mai mulți s-au implicat bătrânii și mi se pare un efect foarte negativ pentru că noi tinerii suntem baza, adică oriunde este așa. Așa, am văzut în imagini surorile Dicusar, care recent au împlinit 18 ani și sunt convinse că votul lor poate să schimbe foarte multe. Suntem acum în legătură directă cu domnul Arcadie Barbăroșie. Domnule Barbăroșie, bună ziua! Știm că în turul 2 nu este relevantă prezența la vot, din considerentul că nu influențează foarte mult mersul alegerilor și rezultatele. Dar vreau să vă întreb, ați observat deja o mobilizare mai mare a electoratului de această dată? În primul rând vreau să vă spun că prezența la vot este foarte importantă. Este foarte importantă această prezență la vot. Este foarte important ca fiecare să voteze. Uitați-vă, tinerii, nu doar tinerii, participanții la alegeri, au înțeles lucrul ăsta. Eu au spus că, ok, nu venim parțial în primul tur de alegeri, dar venim neapărat în turul 2 să ne exprimăm dorința, să alegem acel candidat care dorim să fie președintele Republicii Moldova. Este foarte important acest lucru. Eu cred că lumea înțelege și lumea o să vină la alegeri să aleagă candidatul care este mai potrivit gusturilor lor, mai potrivit viitorului țării, mai potrivit afacerilor lor, dacă sunt oameni de afaceri, dar mai potrivit, într-adevăr, lucrurilor care să meargă bine în țara noastră. Cum credeți că pot fi atrași tinerii în procesul electoral? Ce mesaje trebuie să li se transmită lor? Vedeți că tendința este că mai multă lume deja au 18 ani, dar deja se gândesc să plece. Nu își mai văd viitorul în țară. Ce mesaje trebuie să le transmitem? În primul rând trebuie să transmitem mesajul următor. Viitorul țării depinde de alegerea voastră. De alegerea fiecăruia din noi. Nu contează, suntem vârstnici, suntem de vârstă medie, suntem tineri, de-abia am împlinit 18 ani. Este important să votăm. Votul fiecăruia contează foarte mult. 2. Viitorul țării depinde de ce decizii o să luați astăzi. Dacă luați o decizie corectă, viitorul se va transforma. Dar dacă o luați o decizie proastă, atunci viitorul nu va fi pentru această țară, nu va fi pentru voi. 3. Fiecare vot contează. Dacă nu o să votez acum, nu o să votez nici data viitoare, nu o să votez în general. Și lucrul ăsta o să se adune, o să schimbe rezultatul votării. Este foarte important ca fiecare să voteze acum. Și noi trebuie să transmitem acest mesaj tinerilor. Noi nu lucrăm cu dânșii de fel. De fel nu se lucrează cu tinerii. Dar trebuie să transmitem în fiecare zi, nu doar în alegeri. Nu doar în alegeri, ci în fiecare zi este important cum o să votezi, este important pentru cine să votezi, este important ce partid o să votezi, ce candidat o să votezi. La alegeri locale este important de asemenea să participi.
Așa, și vedem la polul opus este categoria de vârstă 50 cu plus, care de fiecare dată se prezintă într-un număr mult mai mare și mai reprezentativ dintre toți votanții. Ce motivează, credeți dumneavoastră, pe ei să iasă la vot? Ok, este în primul rând sigur că deprinderea din Uniunea Sovietică să participăm în mod disciplinat la alegeri. Este foarte important lucrul ăsta. Doi, sigur că vârstnicii se trezesc mai devreme. Ei știu că dacă nu votezi, nu reușești în viață. Ei știu că votul este, în primul rând, modul lor de a se cunoaște prezența în viața socială. Ei știu că dacă nu vin la alegeri, nu poate să spună niște pretenții față de președinte, față de persoana aleasă, pentru că față de partidul lor, față de alegerile locale, în sfârșit. Deci este foarte important lucrul ăsta și este foarte important să preluăm această experiență de la comunicarea cu vârstnicii, să o transmitem tinerilor. Pentru că, încă o dată, tinerii sunt viitorul nostru, într-adevăr. Așa. Ați reușit să observați de dimineață imagini, cel puțin TV8 a transmis în direct imagini din diaspora cu oameni care stau în cozi imense ca să ajungă în fața cabinei de vot, dar de asemenea observăm și o mobilizare la fel de mare și din partea cetățenilor care sunt domiciliați în regiunea transnistreană. Dacă da, cum comentați dumneavoastră această mobilizare, o nouă mobilizare, probabil vom asista, s-ar putea să fie din nou recorduri pentru diasporă, dar și pentru cetățenii din regiunea transnistreană. Cum comentați momentele acestea? Deci, haideți să fac două comentarii diferite. Una pentru diasporă și alta pentru Transnistria. Pentru diasporă este foarte important lucrul ăsta. Sigur că acolo unde există cozi mari, Ministerul de Externe, în primul și în primul rând, trebuie să ia atitudine. Trebuie să deschidă mai multe secții de votare și lucrul ăsta poate fi făcut. Haideți să ne închipuim că diaspora nu transmite bani încoace. Ce facem noi atunci aici în țară? Noi nu reușim să existăm, nu reușim să trăim mai departe. Noi trebuie să implicăm diaspora cât mai mult și cât mai bine în aceste alegeri. Este foarte important acest lucru. Doi, vis-a-vis de cetățenii transnistrieni. Aici, sigur că există o înțelegere că, în primul rând, vin cetățeni din Transnistria care doresc ei înșiși să voteze. Ei cunosc pentru cine să voteze, cunosc ce candidatul susține, dar vin și cetățeni care habar nu au pentru cine să voteze. Dar pe dânsii așteaptă când se întorc înapoi și prezintă rezultatul alegerilor lor, ștampila votat, doar asta, o să primească ceva bani. Eu nu cred că lucrul ăsta este bun. Nu cred că este bine să susținem cetățenii care vin să voteze doar pentru 200 sau 300 sau 400 de lei, cât li s-a promis lor acolo și cât li se va da, de fapt. Pentru că înțeleg foarte bine că nu toți primesc acești bani. Cunosc un caz când în 2016 un cetățean care a organizat în Transnistria sosirea alegătorilor încoace în Republica Moldova nu a fost plătit de fel. Nu a fost plătit. Lucrul ăsta este, cum să vă spun, nu este onest, nu este corect, dar cetățeanul respectiv trebuie să înțeles că faptul că el a participat la alegeri doar pentru acei bani tot nu este corect. Nu este corect să susții așa candidatul. Ați văzut că în ultima perioadă au fost oricum acuzat și diaspora a fost acuzată că ar fi avut loc transportare organizată. Cum ar trebui să facem diferența între transportarea organizată care este pasibilă de a fi sancționată și o mobilizare cumva? Nu putem noi să dăm calificative la ceea ce se întâmplă în diasporă, dar cum putem să ne dăm seama unde este limita dintre transportarea organizată, ce poate fi sancționată, și ceea ce vedem în diaspora? A fost hotărârea Comisiei Electorale Centrale că nu pot fi admise unități de transport care au mai mult de 8 locuri. Este în primul rând. Deci dacă un autobuz are mai multe locuri, asta este transportare organizată la alegeri. Nu este bine acest lucru.
Doi, dacă avem fotografii, dacă avem mărturii, ele trebuie sancționate și ele trebuie, sigur, că aduse la cunoștință Comisia Electorală Centrală și Comisia Electorală Centrală va lua decizii. Nu sunt asemenea transportări văzute în diaspora. Eu nu am văzut personal, deși urmăresc lucrul ăsta și sunt la curent. Nu sunt sigur că transportarea din Transnistria este posibilă în asemenea mod, dar doar până la un anumit loc, până la un anumit punct. După aceea, cetățenii trebuie să vină pe jos sau să vină cu niște mașini. Eu înțeleg că lucrul ăsta este nițel mai dificil de urmărit, dar eu cred că se poate de urmărit și se poate de sancționat persoanele care organizează asemenea cetățeni. Nu trebuie să fie transport organizat. Nu trebuie să fie același autobuz care vine de multe ori. Un microbuz cu 8 locuri a venit odată, s-a întors înapoi și gata. Nu mai are acces pe partea dreaptă a Nistrului. Lucrul ăsta este absolut evident. Sigur că eu înțeleg că hotărârea Comisiei Electorale Centrale este discutabilă în anumite măsuri, dar cel puțin este un prim pas spre a opri acest lucru organizat de transportare organizată a alegătorilor. Domnule Barbăruși, iată, avem și acum niște informații de ultimă oră că în Varnița au ajuns doi deputați din partea PSRM, este vorba de domnul Furculiță, Corneliu și Pascaru, și tot acolo, puțin mai devreme, ne-au spus colegii noștri că se afla Igor Grosu, deputat PAS, iar domnul Litvinenko se află, tot din partea PAS, se află în satul Hagimus. Cum dumneavoastră comentați prezența deputaților la fața locului? Ar trebui să se implice sau ce ar trebui să se întâmple? Eu înțeleg că deputații au tot dreptul să participe în orice discuții, în orice întâlniri, în orice evenimente care au loc inclusiv în secțiile de votare. Ei au dreptul să vină, să vadă, să ceară. Nu au dreptul să implice cu forța. Nu au dreptul să implice folosind niște instrumente. Dar au dreptul să vină, au dreptul să vadă, să filmeze, să transmită informația Comisiei Electorale Centrale, care după aceea poate să ia niște decizii. Eu înțeleg că atât domnul Grosu, cât și domnul Litvinenko au rolul de observatori foarte bine informați, care o să vadă dacă cetățenii care participă la alegeri sunt sau nu organizat aduși. La fel este și reprezentanții Partidului Socialist din Republica Moldova, care de asemenea au această misiune și această opțiune. Eu le urez lor să nu intervină în forță, doar să vadă, să filmeze, să fotografieze și să transmită Comisiei Electorale Centrale. Da, atât. Vă invităm să urmăriți în continuare TV8. Vă mulțumim foarte mult pentru această expertiză pe care ne-ați oferit-o, iar noi continuăm să discutăm acum cu Diana Popa, colega mea care se află în satul Varnița și, din câte am înțeles, a reușit deja să vorbească cu deputații care au venit acolo. Diana, bună ziua încă o dată. Ce informații ai la această oră? Ce zic deputații? De ce au venit în satul Varnița? Bună, Veronica! Da, într-adevăr, aici, la această oră, am surprins deja mai mulți deputați. Primul pe care l-am văzut a fost deputatul de la PAS, Igor Grosu, care în primul tur a blocat trecerea alegătorilor din Bender, parcându-și propria mașină. De data aceasta, deputatul a zis că speră să nu recurgă la astfel de acțiuni și doar a venit să monitorizeze cum decurg alegerile. Tot aici am văzut și doi deputați PSRM, printre care și Corneliu Furculiță. Din ceea ce am reușit să aflăm de la el, a zis că la fel a venit doar să verifice dacă totul corespunde normelor. A zis că deocamdată careva abateri nu a depistat. L-am întrebat de asemenea și despre zvonurile că oamenii ar fi fost aduși organizați și plătiți ca să voteze un anumit candidat electoral, dar acesta a spus că sunt doar niște zvonuri. Am vrea să vedem acum, să te retragi un pic ca să vedem imagini de la fața locului, să vedem oamenii care au venit într-un număr destul de mare și de această dată. Tu, dacă ai fost și data trecută, poți din nou să faci o comparație cu primul tur și al doilea tur de scrutin, dacă vezi diferențe?
Da, într-adevăr, în primul tur la această oră, este ora 9:40, nu erau nici pe aproape atât de mulți oameni. Cozile erau formate din cel mult câte 50 de persoane. Acum, în total, la cele 4 secții de votare deschise aici în incinta liceului din Varneța, sunt în jur de 200-300 de oameni. Unii stau, ne-au zis că stau în rând deja și câte o oră. Totuși, acestea spun că au venit aici cu transportul personal, cu mașini, luându-și vecinii, rudele împreună. Adică neagă că ar fi fost duși organizați de către cineva. Poți să ne mai arăți imagini de la fața locului, să încerci să te mai apropii de oameni, să discutăm cu ei în direct la TV8, da, să ne spună acum de ce au venit, acum ce îi face să se trezească dimineață, duminică, și să vină și să stea și ei ore, probabil și în șir, ca să ajungă. Bună ziua, dobrý deň. Oamenii nu prea sunt dispuși să vorbească cu aici. Bună ziua, dobrý deň. Bună ziua. Vreau să întreb, de ce ați venit așa de vreme să votați? Da, când? Mâine la loc. Da, păi duminica, zi de odihnă. Nu, azi ne podinim la noapte. Dar sunt așa de mulți oameni. Dar păi vor să încălzească în țară. Cât timp deja stați în rând? Vreo 5 minute. Da, ați venit acum, are ceva. În primul tur ați fost? Nu. Dar de ce v-a motivat să veniți acum, în a doilea? Da, păi asta a doilea, e ultimul. Sunteți gata să așteptați? Iată, rândul e foarte mare. Dar ce să faci? Cu ce a venit, barul domnul? Alătră, cu ce a venit? Încălzând, cu ce ați venit dumneavoastră? Pe jos. Pe jos, de la Binder? Dar cât e 5 minute? Acolo sunt deja mai mulți combatanți, nu v-a încurcat să treceți? Noi avem a nostru. Granița e deschisă la mine. Am înțeles. Totuși, anterior am discutat cu o altă doamnă și aceasta a zis că la hotar, adică la trecerea vamală, unele persoane ar fi oprit-o și nu i dădeau pașaportul ca să treacă aici de partea aceasta. O să mai încercăm să vorbim cu cineva. Bună ziua! Dobrý deň. Pe ce vă приехали сегодня голосовать? А почему так? Иди, мороженое. Бля, зива. Добрый день. Ты час Венеции был? Вот нет. Че вам это вязан? Шибу с кембари. Хори, хори. У него ами, кое рам дискутат, спонка, ну вор с кембари. Сиди, ну вэво. У него ами, спонка, вор сафи, аж аком есть. Пау мулт с мнение лор. На мясо чекает. Și vă schimbare oarecare. La ghine, nu la cum vor alții. Cu lomul. Mai mult nu vreau să. Am înțeles, bine, mulțumesc. Ce spun oamenii despre suspiciunile că ar fi plătit să vină la vot? Pe ce spresiți vă, pe ce mă vă priehli să vină голосовать? А почему это важно? Как почему важно? А почему важна твоя работа, что ты берешь интервью у меня? Также и для нас тоже важно. А вот было очень много слухов, и даже вот фотографии появлялись в интернете, что людям платили, чтобы они приезжали. Никто ничего не платит. Каждый приходит сделать свой долг. Каждый идет по своей воле. Но вы слышали о таком? Конечно. Но такого нету. А что слышали? Да ничего мы не слышали. Мы никто не знаем, но было такое, в прошлом году да. А в этом году никто не платит. Каждый человек, гражданин Молдовы, идет голосовать. А в прошлом году платили? Ну, я не была в прошлом году. Вот не в этом знаю, году... Я не слышала. Ну, вы такого... только что сказали, что в прошлом ну, году... Ну, было такой разговор, что платили в прошлом году, но в этом году нет, нет, такого не было. А на чем приехали? На машине, на собственной машине. Тут все на собственной машине, но как-то очень много людей. Ну, очень вот нас четверо и на машине. Diana, îți mulțumim pentru aceste informații. Observăm din imagini că votanții în mare parte sunt de categoria 50 cu plus. Unii vor să-ți vorbească, să-ți spună de ce au venit, alții mai puțin. Rămâi acolo pentru a surprinde și alte momente importante, iar noi intrăm în publicitate, dar neapărat vom reveni ca să arătăm în direct imagini de la secția de vot, unde se va prezenta liderul platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase.
Am revenit în studio, așa cum ziceam și până la publicitate, vom intra în legătură directă cu colegul meu, Alex Macovei, care se află acum la secția de votare, acolo unde a venit deja liderul platformei Demnitate și Adevăr. Din câte știm, a venit însoțit de soție și de fiica. Vrem să vedem imagini. Așa este. În aceste momente, domnul Andrei Năstase, îl vedem în imagini și pe soția sa. Așteaptă cel mai probabil să intre în cabina de vot și de asemenea, la ora 10 este anunțat venirea lui Igor Dodon la secția de vot. În aceste imagini, da, deja îl vedem în imagini. Este și el însoțit de prima doamnă, doamna Galina Dodon. Imaginile sunt asigurate de privesc.eu. Domnul Dodon s-a apropiat acum pentru a-și pune semnătură pe listă, după care va primi un buletin și, așa cum spun normele, trebuie să se apropie de cabina de vot, după care să arunce buletinul deja cu ștampila pe el în urnă. Vedem în imagini și alți alegători. Domnul Năstase deja a votat. Este de mână cu fiica sa. Iese acum afară din secție. Probabil pentru unde ar urma să facă declarații pentru presă. Declarațiile le vom pune pe post. În continuare urmărim imagini din secția de votare unde este prezent cuplul prezidențial, Igor Dodon și prima doamnă. Această secție de vot este amenajată în Asociația Medicală Teritorială Buiucani. Ambii și-au primit buletinele de vot. Și de asemenea, în paralel, îl vedem pe domnul Andrei Năstase, care face declarații de presă, dar așa cum ziceam, vom reveni la ele puțin mai târziu. Iată, domnul Igor Dodon și prima doamnă aruncă acum buletinele de vot în urnă. Se fac tradiționalele fotografii și tradiționalele imagini. După numărul de blitzuri, ne dăm seama că și în acest caz sunt prezenți mulți jurnaliști. Urmează în curând declarațiile candidatului independent susținut de PSRM în acest scrutin. Pentru a putea susține declarații, domnul Dodon și-a scos masca. Da, mulțumim! Se discută unde mai exact să se ofere declarațiile pentru presă. Stimați concetățeni, dragi prieteni, în primul rând mă bucur că astăzi cu toții suntem mai activi. Cetățenii Republicii Moldova astăzi dau dovadă de responsabilitate, de patriotism, indiferent unde se află, în țară sau în afara țării, în est sau în vest, vedem că cetățenii sunt mai activi. Și eu cred că lucrul acesta este un lucru bun. Eu astăzi am votat pentru independența și statalitatea Republicii Moldova. Eu cred în viitorul acestei țări. Eu cred în viitorul Republicii Moldova. Eu am votat pentru pace, pentru liniștea interietnică. Eu am votat pentru schimbări spre bine. Avem nevoie de schimbări calitative, nu șocuri, nu crize, dar schimbări spre bine. Și ele vor fi asigurate.
Am votat pentru echitatea socială, pentru dezvoltarea economică. Lucrurile în care noi cu echipa suntem bine pregătiți. Am votat pentru echilibru în relațiile externe. Eu nu vreau ca Republica Moldova să devină un pion în joaca geopolitică internațională. Am votat pentru prietenie și cu Uniunea Europeană, și cu Federația Rusă, și cu România, și cu Ucraina. Pentru o politică externă echilibrată. Am votat pentru memoria celor care au stat la baza acestei țări. Noi suntem urmașii lor. Pentru valorile noastre tradiționale, pentru valorile creștine, pentru memoria bunelilor și bunelilor. Iar ca pentru aceste valori, eu astăzi am dat votul meu și sunt ferm convins că marea majoritate cetățenilor Republicii Moldova vor proceda la fel. Dragi друзья, уважаемые сограждане, я вас призываю всех, чтобы мы сегодня были максимально активны. Мы можем решать судьбу нашего народа вместе. Я рад, что сегодня граждане Республики Молдова, ну, к сегодняшнему часу, к 10 часов, вышли более массово на выборы. Я сегодня голосовал за нашу страну, за укрепление государственности нашей страны. Я верю в Республику Молдова. Я верю, что у нас будет красивая страна, и мы ее сохраним для наших потомков. Я голосовал за мир, за межэтнический мир. В Молдове проживают сотни разных национальностей. Мы жили в мире. Мы должны этот мир обеспечить. Нельзя разделять людей на своих и чужих, на граждан и сепаратистов. Этого категорически нельзя делать. Все наши граждане. И в Молдове, и в Милане, где сейчас голосуют, и в Тирасполе, и в Москве, и в Бухаресте. Везде есть наши граждане. И их разделять ни в коем случае нельзя. Я голосовал за социальную справедливость, за развитую экономику. Я голосовал за наши ценности, за то, что нас делает сильнее, за православные ценности, за память предков. Мы прошли через разные этапы. Были и хорошие времена, были и плохие. Но нельзя этого забывать, как кто-то хочет. Я уверен, что все будет хорошо. Дорогие сограждане, дорогие друзья, все будет хорошо. Все у нас получится. Мы обеспечим, чтобы страна шла вперед. Eu vreau să vă mulțumesc și cu Doamne ajută, s Bogom. Trei întrebări, vă rog, și restul de mai târziu. Oamenii sunt mai activi, vă referiți la cetățenii din stânga Nistrului, care iarăși apar imagini, sunt care spun că vine organizat, sunt achitați. Este vorba de abordare dublă și standarde duble, inclusiv din partea unor politicieni și mass media. Adică dacă în Germania, la Stuttgart, vin sau la Frankfurt de la 300 de kilometri, aceasta înseamnă patriotism. Dar dacă din Transnistria vin de la 5 kilometri, asta deja separatist. De aceea, toți au dreptul să participe la vot, indiferent unde se găsesc. O întrebare din partea aceasta? Da, îți face doamna să ne spune pentru ce a votat astăzi. Eu am votat pentru o țară prosperă, unde o să domine bunăstarea, liniștea și pacea. Și faci cine gătit astăzi micul dejun? Astăzi n-am luat masă, am fost la mănăstire dimineață. Domnule Dodon, ați negat faptul... Domnule Dodon, ați negat. Vă mulțumesc, o zi bună! Aici sunt consultanți ruși, ați putea să ne spuneți... Am revenit în studio, l-am urmărit acum câteva clipe pe candidatul independent Igor Dodon, care și-a exercitat deja dreptul la vot. Acesta a venit însoțit de prima doamnă, Galina Dodon. Acolo se află și colega mea, Mihaela Dicusar, care, din ce am văzut, a încercat să adreseze mai multe întrebări candidatului, dar a acceptat doar una din partea ei. Mihaela, sper că ești pregătită deja să intre în legătură directă cu noi. Domnilor, bună ziua, Veronica. Da, acum câteva clipe, candidatul independent susținut de socialiști
și-a exercitat dreptul la vot aici la biroul electoral 1/90 împreună cu soția. După cum a menționat acesta, a spus că a votat pentru statalitate, pentru independență și pentru o economie dezvoltată. Este de menționat că înainte de a veni afară se aflau cel puțin 4 reprezentanți ai Serviciului de Pază și Protecție de Stat, iar în interior cel puțin 2 reprezentanți ai pazei se aflau. Era, aici este foarte multă presă, atât internațională cât și locală, cel puțin din România și Rusia am observat jurnaliști, iată, după cum vedeți. Dar ce-ți spun jurnaliștii, dacă ai reușit să vorbești cu ei? Sunt interesați de evoluțiile electorale din acest scrutin? Evident că, mai ales România, cred că cetățenii din stânga Nistrului, dar și din partea după Prut sunt interesați de tot ce se întâmplă aici. Nu am reușit să discutăm cu jurnaliștii străini, pentru că am încercat să surprindem momentele cum intră Igor Dodon și cum iese, pentru că doar asta am reușit practic să prindem. Întrucât dumnealui a refuzat să ne răspundă la mai multe întrebări, Paza ne-a ținut departe, de fapt, ca de fiecare dată, a intrat în mașină și a plecat. Aici se mai află încă câțiva reprezentanți ai Pazii, dar cred că în câteva clipe părăsesc și locația. Așa, îți mulțumesc foarte mult, Mihaela, pentru aceste detalii. Vrem să vorbim acum în continuare despre primele incidente care s-au produs în satul Varnița. Câteva mașini sunt întoarse, o mașină este întoarsă din drum. Iată, le vedem în aceste momente. Haideți să auzim tot ce se întâmplă acolo. Поймали зайца? Кого? Чтобы было понятно. Поймали зайца. Ну, тот, который организованно перевозит за деньги. Согласно спискам, ну, или комбатанты мониторят и записывают номера тех, особенно вот таких транспортных средств, которые больше количества пассажиров. Да. Давайте отойдем, чтобы не блокировали. И согласно мониторингу... Да. Чел путина дова. Ну, я кумам супропус листили, шла у идентификат. Și din ce am reușit să auzim, domnul deputat PAS, Igor Grosu, susține că această mașină care a apărut puțin mai devreme în imagini, cel puțin de 2 ore a trecut deja, așa zisa, frontiera administrativă și respectiv cei care erau de pe loc, activiștii, au notat numărul și și-au dat seama că a mai făcut ture, respectiv au decis să nu-i permită să se întoarcă, să intre în satul Varnița și s-au opus. De asemenea, vom mai reveni la aceste imagini, dar până atunci vrem să vă mai arătăm imagini din diasporă, cum votează lumea. De fapt, sunt imagini din Tighina, am zis colegii, da. Avem permanent mașini cu numere transnistriene, iar șoferii nu iasă din mașină, ei doar aduc pasageri. Bună dimineața, vă salut de la secția de votare de la Frankfurt. Este un rând imens aici, o să încerc pe scurt să vi-l prezint. Sunt sute, dacă nu chiar peste 1000 de oameni
mașinile vin continuu, rândul merge rapid, dar nu știu dacă reușești să voteze sau pur și simplu sunt lăsați să intre pe teritoriul PSD Banca Arena. De dimineață ai senzația că s-a mutat Republica Moldova aici. Lumea, pe cât de posibil, încearcă să păstreze distanța, puteți vedea. Majoritatea au mânci de protecție. Cei cu copii mici au plecat în față. După cum vedeți, majoritatea au bună dispoziție. Lumea a venit destul de organizat, vin în continuare. Pe drum până aici am întâlnit practic doar mașini cu moldoveni la fiecare stație pe acolo la care ne-am oprit, ne-am întâlnit cu alți moldoveni. Lumea este determinată și motivată ca niciodată. Personal, noi am venit 6 persoane, ne-am auto-organizat, am strâns bani și am făcut 210 km până aici. Așa arată diaspora. Și asta e doar o secție de votare și asta e doar ora 7:30 dimineața. Sperăm foarte mult să ne ajungă buletinele de vot la toți. Cu mare părere de rău, nu s-a deschis nicio secție de votare la Chion, cu toate că sunt mii de moldoveni în regiune. Și astfel se va crea aglomerație la secțiile de la Frankfurt, la Stuttgart. Seara să avem un rezultat care să ne dea speranță de viitor. Hai, băieți, ha. Ei, stinga unu, dreapta doi, dai gora pe la noi, la idere. Nu se aude chiuia. Moldova, dar Dodona-s nicio.
De la general? Rușine să vă șie! Că primiți banii țării! Nu am ei! Despărtaș la tot ceea ce se întâmplă aici. Sub ochii dumneavoastră spună viitorul. Rușine să vă șie! Băieți, cred că o să stopăm și o să blocăm. Altfel, nu o să mai stopăm ilegalitățile. Numai așa o să fie. Lasă să ne împuște, lasă să ne să vie, fiindcă ei așa pot. Pe noi să ne intimideze, pe noi să ne dai capul de asfalt. Dar la lor să ne dai pași treacă. Fiindcă ei vor numai decât ca să câștige banditul țării. Nu mă ce sunt, s-au compus, ia uitați, altă autor. Rușine să vă șie. Colonel sunteți. V-am arătat fotografia. De ce poliția nu ia atitudine? Mă face că nu verifică. Este grupul documentare care documentează. Dar dumneavoastră nu opriți fiecare mașină. Vă rog, oameni buni din drum. Vă rog, am frumos. Dați-vă, oameni din drum, ca să nu... Vă rog, mai... Cum merg autobuzele? Care este orarul autobusului? 7 zile de odihnă. Dați să vă spun. Eu știu că ele merge înainte în fiecare jumătate de oră. Dacă la 8 dimineața, la 8 și jumătate. Urmă la 9 jumătate deja era. Poate au făcut altele schimbări. Dar au făcut schimbări cum? Ca să le știe în folosul lor, ca să margă mai multe de astea. Dar aici, înseamnă care le-ați făcut? Unul trec la 9.07, am eu trec la 9.24, dacă am avut unul la 8.54, 9.07, undeva la 10 minute, nu mai mult. Înseamnă că... Nu e frauda asta, bună înțeles. Am revenit în studioul TV8. La funcția de președinte aspiră doi candidați. Este prima buletinul de vot este Maia Sandu, candidata a Partidului Acțiune și Solidaritate. Ea este prima buletinul de vot pentru că în primul tur a avut cel mai mare număr de votanți. Politiciana participă pentru a doua oară la scrutinul prezidențial. În trecut a deținut funcția de prim-ministru, dar și de ministru al educației. Este economistă de profesie, are studii superioare și nu este căsătorită. Iar pe poziția a doua în buletinul de vot se află Igor Dodon, actualul președinte, care candidează ca independent, deși este susținut de Partidul Socialiștilor. Și pentru el această luptă este a doua, pentru că a mai candidat în 2016, a participat și a câștigat alegerile. Are 45 de ani, este căsătorit, educă 3 copii și de asemenea este economist de profesie cu studii superioare. Iar acum suntem în legătură directă cu Mihai Caragajan, reporter la site-ul tv8.md. El se află în satul Hagemus, raionul Căușeni, acolo unde, din câte am înțeles, au avut loc mici incidente. Și de asemenea se află cel puțin un deputat din partea PAS, Sergiu Litvinenko. Mihai, ce se întâmplă acum la tine? Văd oameni în spatele tău, semn că și acolo secțiile sunt aglomerate. Da, Veronica, foarte corect. Ne aflăm în sat Hagemus, raionul Căușeni, aici unde sunt deschise două secții de vot pentru alegători din stânga Nistrului. Acum, la ora, în jurul orei 10, este un flux foarte mare de alegători veniți din stânga Nistrului. Cu observatorii cu care am reușit să vorbim, spun că un acel flux de mare nu a fost chiar și în primul tur de scrutin. Am reușit să discutăm și cu alegătorii din stânga Nistrului. Chiar dimineață am încercat să îi întrebăm, cunosc ei câți candidați sunt în lista de vot? Unii au spus că sunt 8, adică nu toți alegătorii cunosc câți candidați, pentru cine să voteze, câți candidați sunt în lista de vot. Aici, la Hagemus, este prezent deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Sergiu Litvinenko. Am reușit să discutăm și cu el. El ne-a comunicat că deține informații precum că alegătorii ar fi fost aduși aici, organizat la vot și ar primi sume între 400 și 500 de lei. De dimineață am fost și la punctul de control, da, care leagă satul Hagemus, raionul Căușeni și orașul Bender. În jurul orei 9 era rând la intrare în satul Hagemus. Sunt foarte multe mașini la centrul secțiilor, celor două secții de vot. Vreau să spun că străzile sunt pline cu mașini, ceea ce împiedică, desigur, circulația mijloacelor de transport în localitate. Am reușit să vorbim și cu alegătorii din orașul Bender, vorbitori de limba română. Ei sunt nemulțumiți că stau în rând. Oamenii spun că stau în rând
circa de o oră de vreme. Mihai, cam acestea sunt informațiile. Mihai, vreau să te întreb, spuneai că domnul deputat Litvinenko susține că oamenii, o parte din oameni, ar fi remunerați pentru votul lor. Ți-a prezentat probe, ai încercat să afli cum își motivează el afirmațiile? Am încercat să aflu detalii, însă el nu mi-a oferit. A spus că deține aceste sume, 400-500 de lei, s-ar fi oferit în primul tur, dar acum s-ar fi majorat. Cu cât s-ar fi majorat nu se cunoaște, dar oricum vorbea despre sume între 400-500 de lei, ceva de genul dat. Așa, însă nu mi-a prezentat probe, de păcate. Și ai încercat, ziceai că ai încercat să comunici cu oamenii, nu ți-a reușit, dar dacă mai facem un efort să vedem ce spun despre partea aceasta, suspiciunile astea că ar fi mituiți sau li s-ar achita pentru votul pe care îl și-l dau astăzi, poți să faci un efort acum să încerci? Pe viitor, că peste câteva timp, pentru că el se află acum la punctul de trecere. Nu, voiam cu oamenii care sunt în coadă acum, votanții. Ce zic ei despre faptul că sunt suspectați, că ar lua bani, poate? Ce zic ei? Uh-huh. Să mergi cu camera printre oameni. Oamenii nu doresc chiar să vorbească. Bună ziua! Bună ziua! Scuzați, vă rog. Puteți să spun, sunt informații că s-ar fi primit sume de bani, ar fi primit alegători de stânga, nu pentru a vota. Dumneavoastră puteți imita să facă ce mă. De cât timp stați? Cam acestea sunt răspunsurile oamenilor. Acum și încercăm să mai luăm ceva comentari. Bună ziua! Dumneavoastră de unde sunteți? Puteți venit la secția de vot? Sunt zvonuri că alegătorul ar fi primit bani între 400-500 de lei. Oamenii spun că nu au venit cu mașini personale și că nu au primit sume de bani pentru a vota. Doresc să menționez că un observator a sesizat pe președintele biroului electoral, precum că aici alegătorul nu ar fi menținut distanță socială. După aceasta, la ceva timp, a venit unitatea de transport a Inspectoratului General pentru situații de urgență, care difuzează mesaje, precum că alegătorii trebuie să mențină distanța socială și să poarte măști și să respecte restricțiile impuse către Ministerul Sănătății pe timp de pandemie. Așa. Mihai, îți mulțumim foarte mult pentru aceste detalii. Tu mai rămâi acolo în Hagi Mus și de fiecare dată când va fi nevoie, neapărat vom apela la tine pentru a afla ultimele informații de la fața locului. Îți mulțumim foarte mult. Acum vrem să mai arătăm în imagini în direct despre cum moldovenii din diasporă își exercită dreptul de vot. Sunt imagini cu oameni care stau în cozi și așteaptă să ajungă în fața secției de votare. Sunt imagini preluate din grupurile online dedicate moldovenilor care se află în străinătate. În aceste momente vedem și o doamnă în cărucior. Thank you.
Aici sunt imagini din Praga, secția de votare de acolo. Vedem oameni iarăși în coadă care așteaptă să ajungă cât mai aproape de secția de vot, ca într-un final să reușească să ajungă în interior, să primească buletin de vot, să aplice ștampila și astfel să-și exercite dreptul la vot. Și aici observăm o mobilizare masivă a oamenilor care avansează destul de încet. Vă reamintesc că la primul tur de scrutin, moldovenii din diasporă au bifat un record după ce au ieșit într-un număr de aproape 150.000 la vot. Iar aici avem imagini din Frankfurt. De asemenea, în câteva momente vom arăta din nou, vom reveni din nou la Varnița, pentru că acolo, din câte înțelegem, se încing spiritele. Ceva mai devreme, tot acolo au ajuns și doi deputați de la PSRM, dar și din partea partidului PAS. Un alt deputat de la PAS era dimineață în satul Hagimus, Căușeni, acolo unde sunt două secții deschise pentru cetățenii din regiunea transnistreană. Dar acum, în aceste momente, este vorba de orașul Frankfurt, unde coada, iarăși aparent, pare să fie, să se întindă pe aproape un kilometru. Câteva secții din străinătate vor avea astăzi un regim mai scurt din cauza pandemiei. Se reduce timpul cu aproape 2 ore în funcție de secție. Era vorba de Baku, Budapesta și Strasbourg, pentru că circulația nu mai este permisă după anumite ore ale serii. Dar cei din diasporă au început să facă cozi până să se deschidă secțiile de votare. Cel puțin din ce ne-au trimis era vorba și de 6 dimineață, 6 jumătate, oamenii deja stăteau în cozi, în așteptarea orei 7, atunci când se deschid secțiile de vot. Vedem în imagini și, ziceam ceva mai devreme, persoane cu copii mici în brațe. Pentru ei este mai ușor să treacă, pentru că încearcă să ajungă, funcționarii electorali încearcă să-i treacă pe ei primii, ca să nu stea foarte mult în coadă cu copii mici. Dar din ce am reușit să discutăm, oamenii s-au pregătit serios și au luat mâncare de acasă, pături calde, așa ca să reziste condițiilor meteo, dar sunt foarte hotărâți să ajungă în secțiile de votare. Duminică, Moldova și alege președintele. TV8 va informa toată ziua, de dimineață până noaptea târziu. TV8 va transmite în direct cele mai fierbinți evenimente din țară și din afara Suntem ei. Suntem de la TV8, vrem să vă întrebăm de cât timp stați la TV8. Știri din oră în oră. Pretendenții care aspiră la fotoliul de președinte. Comentarii, analize, păreri, confruntări, cifre, date, rezultate. Află cine a câștigat. Duminică, 15 noiembrie, alegi liber cu TV8.
Așadar, ziceam puțin mai devreme că din clipă în clipă vom difuza imagini din satul Varnița, acolo din câte ne-au transmis colegii care se află în teren, spiritele se încing. Tot acolo, la fața locului, ceva mai devreme au ajuns și doi deputați de la PSRM, dar se afla de dimineață și deputatul PAS, Igor Grosu. Din ce discutase mai devreme cu domnul Arcade Barbăroșie, directorul Institutului de Politici Publice, nu este o problemă că deputații sunt acum în teren. Important este ca din cauza lor să nu se aprindă și mai tare spiritele. Ei ar trebui să aibă un rol de observator și să se uite dintr-o parte la tot ce se întâmplă acolo. De asemenea, ceva mai devreme am arătat și o mașină care era întoarsă din drum din cauza că cei de pe loc, activiști, au niște liste în care duc evidența mașinilor care vin des, circulă des din peste, așa zisa, frontieră administrativă. Chiar acum o vedeți în imagini. Aceste înregistrări sunt puțin mai devreme făcute. Aici mașina, din ce am înțeles noi, este de cel puțin două ori traversată deja, așa zisul hotar, și faptul li s-a părut suspicios celor care monitorizează și care își zic activiști, și au decis să nu mai permită să intre în satul Varnița. La fața locului vedem foarte multă poliție. Iată-l vedem în imagine pe deputatul de la PAS, Igor Grosu, care a fost și data trecută. Acum el nu se mai este mai mult, are un rol mai mult de observator. Vedem și jurnaliști la fața locului. Poliția care este întrebată de ce nu intervine, de ce nu se implică. Dar detalii de la poliție vom afla în briefingurile care sunt organizate la sediul IGP, însă și acolo este nevoie să se adune mai multă informație ca să fie sistematizată. Eu știu că ele mergeau înainte în fiecare jumătate de oră. Dacă la 8 dimineața, la 8 și jumătate, urmă la 9 jumătate deja era. Poate am făcut altele schimbări. Difuzăm acum imagini cu scandalul surprins acum câteva clipe în satul Varnița. Haideți să vedem imaginile ca să le putem comenta. Cine moldoveni le permit să așa ceva? Unii suntem, unii ne aflăm, ei la noi conduc țară, e decât. Noi 6 miliarde de dolari datoria lor de gaz, noi trebuie să o achităm. Și așa achităm în Europa cel mai scump gaz. Să suntem și mai bogați, oameni buni. Dumneavoastră vă place, dați aici cum trăiți. Pensionari trăiesc cu pasul 50 de lei, nu asta țară. Nu înțelegi, nu trebuie de lăsat. 30 de ani i-am lăsat în mama măsii lor, blei. Mă scuzați de vulgaritate, dar... Oameni buni, gata, pensionarii mor de foame, s-a atât catastrofă. Care un leu? Un leu. El acolo și de culioacă, joacă în bandă, noi și ședem și mâncăm. La arme, dacă nu câștigăm, la arme. Și asta e vamă. E timpul de amul să arătăm și tărie de caracter a moldovan. Lumea s-a saturat. Bunii noștri au trăit în sărășii, mamele sărășii și noi tot în sărășii. Și călmați, i-ați bus ceva, 3 ani în urmă, m-a arestat la pendier. M-a arestat și zic că s-ar cădea, i-ați închis urma. Unde v-ați ducă pe mine, m-a arestat la pendier? Unde ați fost voi, când i-ați închis la pendier? Unde ați fost? Calmați vă acolo și nu v-ați închis nie de zadei. E adresa la mine. Spuneți voi mie că asta-i țară! Unde a fost atunci Sisu, Tădor? Unde a fost tăți? Unde le știri, băi, băi, ți-o smar ruși din Nistru, n-ați iei busul, că costă 10.000 de euro să-l iei. Da, vă spun și și cu 3 ani în urmă, am trecut pe la postul și ăla, aveam obietul cu 2000 care m-a jucat cu copchii și am trecut și la pendier, m-a oprit la căpă. Mă întreabă, ai știi limba rusă? M-a făcut că zic că nu știu. Eu și pot grăiască, aha, că roșu-i bus, dar vai vochi inimi la bus. S-a dus la pendier, de l-a arătat busul, de l-a sigilat. Și vin noaptea, vin la Varnița, la sector, și ne-a spune, nu putem face nică.
L-am scos cu greu. Unica mașină care a fost scosă de aici, așa de spus polițiștii. Spuneți-mi, vă rog frumos, cine sunteți dumneavoastră? Pierjunca Vitalie. Și cine sunteți dumneavoastră? De ce sunteți revoltată astăzi? Deci sunteți revoltată azi? Nu, dar cine sunteți? Adică sunteți un cetățean? Cetățean are pur și Moldova, simplu. Sunteți locuitor din Varneț, ați venit? Nu, de Chișinău, care mama are probleme, că așa de 5 luni fără apă, tot de cauza la tot banditismul ăsta, care vor să-i scoată de 310.000 de lei. Ați venit să protestați? Da, așa, să pun busul aici. Unde a fost SIS-ul atunci? Unde a fost TEC? Nimeni nu a venit să scoată busul. Și am mai sacteți eroi în țara asta. Eu să-l văd pe polițist, am mai streacă ca vama, să ducă la bendier. Asta ideea e drumul. Am urmărit imagini din satul Varnița, acolo unde colegii mei, Viorica Tătaru și Andrei Captarenco, au surprins un incident între un grup de cetățeni, așa ne-au zis că sunt simpli cetățeni, da, și poliția care a încercat un pic să calmeze spiritele ca acestea să nu degenereze într-un conflict mai mare. Viorica este acum în legătură directă cu noi. Viorica, ce ai înțeles din acest incident? Ce i-a nemulțumit pe oameni? Păi, incidentul care a fost acum la Varnița, nu este cumva provocat, doar a venit un om să-și spună nemulțumirea, pentru că a fost cumva, a avut parte de nedreptate din partea celor din stânga Nistrului și acum a venit cumva să se exprime de ce el este împotrivă, ca să vină aici, adică la Varnița, să voteze cetățenii transnistrieni. Așa, văd un grup de oameni, iarăși adunați poliție cu steaguri, adunați așa într-un grup. Ce se întâmplă? Poți să intre în interior ca să vedem despre ce discută? Da, aici este mai multă poliție. Așteptați un pic. Aici este mai multă poliție. Aici s-a prezentat și deputatul Furculiță. Iată, acum comunic ceva cu presa. Da, poți să te apropii de el, te rog, să auzim și noi ce spune. Da, am să mă apropii. Mulțumim. Chiar acum să-l întreb. Din motiv că Rusia ar fi patria lor. Așa au declarat mai mulți alegători, ne-au zis, Rusia ne-a șorut. Bine, este opinia alegătorilor, le aparține. Și cetățenii. Doritori care au dorințe din Republica Moldova, acest drept al lor a fost îngrădit. Nu spuneți povestea oamenilor. Povestea oamenilor nu spuneți, domnule. Ce drept? Vă rog să-mi permiteți. Scoți-l, scoți-l adunărat. La dubă! Verica, ce se mai întâmplă? Mai vine lumea așa cum am văzut noi dimineață? Mai sunt cozi la punctul de trecere? Sau mai mult s-au început deja spiritele să se încingă aici, cam în jurul deputaților și a poliției? Da, aici cozile continuă să fie la fel de mari. Automobile și autobuse trec în continuu. Poliția este mai multă, oamenii sunt mai nemulțumiți, deci cumva nemulțumirea crește pentru că nu se face nimic. Cumva oamenii așteaptă ca polițiștii prezenți să oprească fiecare automobil și autobuz și să-l verifice, dar lucrul ăsta nu se întâmplă. Dar da. Tu tot probabil întrebi acest lucru de la poliție, vrei să afli ce zic ei, de ce nu opresc mașinile care traversează de mai multe ori? Este aici chiar un reprezentant al poliției în fața mea și hai să întrebăm. Vă rog, domnule, vă rog să ne spuneți, de ce totuși nu opriți să verificați fiecare mijloc de transport? Să vedeți dacă oamenii vin organizat, dacă sunt aici. Doar atât? Te rog să ne spui ce ți-a zis, pentru că are mască și nu se aude bine. Da. Vă rog frumos, bună ziua. Vreau să vă întreb ceva. De ce totuși poliția nu oprește fiecare automobil sau mijloc de transport să fie verificat? Poftim? Pentru că să fie verificat. Dacă sunt aduși legal, dacă numărul corespunde, să verificați dacă numărul de oameni în mijlocul de transport
transport corespunde. Dar am văzut în autobuse erau 20-25 de oameni. Și nu aveți nicio suspiciune că ar fi prea mult, prea des, prea des în campă. Viorica, se aud strigăte sau îmi pare mie aici în studio. Se aud oameni ceva strigând? Da, oamenii. Noi, din păcate, nu-l auzim pe domnul polițist care are mască și nu putem să înțelegem ce răspunde. Și oamenii sunt nemulțumiți, deci oamenii strigă aici. Dați-mi voi, vă rog, un pic. Dați-mi voi, vă rog. Iată-l vedem pe domnul deputat Pascaru în imagini. Nu-i pierd alegeri, nu-i pierd alegeri. Asta grămădesc cu mine în piață. Încă o dată, în Moldova este un proces democratic. Știi și eu mai pierd. Asta știți, așa știți să rășteți, știți băieți buni. Oameni buni. Îți spune tot, tot spune că pe mine îți spune. Da, da, dacă ești bun ziua. Hai băieți să ne facem. Eu cazul, avem mai și un primar. La dânsul în sat, la dumneavoastră în sat. Nu. Ieri s-au apucat să facă drumul. Sâmbătă, înainte de alegeri. Fără să întâmpine primarul. Eu dacă vin la Matale în gospodărie și mă apuc de asfaltat, ce zici? Băi, niciodată nu s-a întâmplat. Să-ți facă drumul, să-ți preîntâmpine. Asta e foarte bine. E foarte bine. Dar trebuie să existe legi sau nu. Eu am avut un caz în Isforien când primarul vrea să facă strada. Lui e drumul. Dar să tine vrea să facă drumul la biserică. Așa s-a bătut capul. Am urmărit imagini din satul Varnița, acolo unde se află colega noastră Viorica Tătaru. L-am văzut în imagini pe domnii deputații socialiști Pascaru și Furculiță. Noi continuăm emisia live, dar acum ne întrerupem pentru câteva minute pentru publicitate. Continuăm să reflectăm turul 2 de scrutin. Suntem din nou în legătură directă cu reporterii noștri care se află în satul Varnița de data aceasta. Discutăm cu Diana Popa. Diana Popa este alături de deputatul socialist Pascaru, care la rândul lui este înconjurat de mai mulți bărbați. Tonurile înțeleg că sunt un pic ridicate. Diana, ce se întâmplă acum acolo? De ce oamenii sunt nemulțumiți? Ce reproșează deputatului? Haideți să ascultăm, după care revenim la Diana. Da, Veronica, vă auzi. Scrie, te rog, ce se întâmplă acum acolo? Da, sunt mai mulți deputați PSRM și FAS care se ceartă între ei cu persoanele. Este învârteală foarte mare. O mașină a blocat aici. O să încercăm să discutăm cu domnul Gros. Domnul Gros! A fost identificat o persoană care face a doua, le-a cer deja, aduce alegători și combatanții l-au
l-au oprit. Cine a oprit-o? Combatanții. Combatanții l-au oprit. S-a iscat un mic altercație. Dar a intervenit poliția și... Nu, sus, la bam, jos. E pedepsită cumva această persoană. Domnul, se spune de fiecare dată că toți care sunt identificați că vin o două oară să aduc, li se întocmește un proces verbal. Acum, până la proba contrarilor. Ați văzut cum li se întocmește vreun proces? Nu, personal n-am văzut. De-aia e bine să întrebați de polițiști. Aici sunt și deputații de SRM-i, ați reușit să discutați cu ei? Da, au venit să provoace, de fapt. Nu au făcut nimic altceva decât să provoace oamenii. Dar de ce spuneți să provoace? De ce? Pentru că ați văzut la ce au adus toată apariția lor aici. Vin, spun că unii vor război, alții vor pace și tot așa. Diana, dacă vreți să te ascultă și de deputații socialiști, să le dăm dreptul la replică. În condițiile în care domnul Gros i-a făcut un indirect provocator. Să vedem ce are de spus domnul Pascaru sau domnul Furculiță, dacă mai este acolo. O să rog cameramanul să mă urmeze. Deblochem traseul, vă rog. Deblochem traseul, ne aflăm în Băreasă. O să ne apropiem de domnul Pascaru, Nicolae Pascaru, poliția, deputat social. Ce vă spune poliția? De ce vă dă la o parte? Poliția eliberează traseul ca să poată trece mașinile. Mașinile cel puțin au fost verificate? Să vadă de câte ori au trecut? Dacă țineți minte, domnul Pascaru, deputat pe SRM. În mare parte, la general, oamenii au dreptul să voteze, pentru că sunt cetățenii fidele a Republicii Moldova, iau opțiunile sale. Noi am văzut de data trecută, au fost diferite opțiuni, pentru diferiți candidați au votat. Noi nu trebuie să blocăm oamenilor ca să treacă în secțiile de votare. Noi nu trebuie să împărțim oamenii în oameni buni. Dar de ce mă dați să deschideți secții de votare partea cealaltă? De ce? Dumneavoastră probabil cunoașteți politica internă a Republicii Moldova și externă. Acest conflict noi încercăm să-l ameliorăm de acum 29 de ani. Este o problemă foarte serioasă, dar dacă noi ne uităm în statul vecin Ucraina, când merge acolo un război, vedem Armenia, noi înțelegem că această problemă trebuie să o rezolvăm pașnic cu oameni buni. Acolo să băgăm rușii peste loc în bardac. Așa e situația. Noi suntem plasată țara noastră în, să spunem, centrul de... Mai sunt acum, nu știu. Oameni buni, s-a făcut o greșeală mare cu 28 înapoi când... Întreabă, te rog, să răspundă la acuzația că au venit aici ca să provoace oamenii. Și alungați acasă. După asta s-a început în război. Deși democrația trebuie mai mult înțelepciune să aibă în politica. Chestia prinsă, cum spune domnul, hai să întoarcem Marea Neagră înapoi, păi nu este atât de rațională. Eu înțeleg că mulți oameni poate au niște ambiții destul de imperialiste. Deputații PAS spun că... Marea Neagră nu putem să întoarcem înapoi, cum spune domnul. Deputații PAS spun că special ați venit aici să provocați oamenii. Cel mai mare. Cine spune asta? Oameni buni, eu întotdeauna ca deputat, eu nu m-am ascuns de oameni. Sincer să vă spun, niciodată nu m-am ascuns și eu invitat la televiziune să nu vin. Întrebați colegii dumneavoastră. Pentru mine nu este o întrebare incomodă. Pentru mine, la general, este temperatura țării care noi suntem. Pentru că noi suntem într-o enormă situație unde avem multe probleme care sunt și noi. Trebuie să le hotărâm aceste probleme. Fiecare om este valoros, trebuie ascultat, fiecare om are dreptatea lui, noi înțelegem. Nu este polician perfect ca să vie să hotărască deodată toate problemele. Haideți să vedem statele vecine, cât l-au așteptat pe Zelenski. Țineți minte, cât l-au așteptat pe Zelenski. Hai să ne zice dacă a fost sau nu deblocat traseul. Locale și pierde la atâta ratingul. Nu sunt polițieni ideali. Azi, Pascar, noi avem grijă sănătatea dumneavoastră. Vreau să vă arătăm traseul. Dincolo de aceste mici incidente, vrem să vedem pe ansamblu ce se întâmplă mai departe. Poliția înțeleg că v-a dat la o parte ca mașinile să poată trece. Da? Vedem acum acest lucru în imagine. Da, aici este punctul de trecere spre Bender. Da, bună ziua! Vă rugăm să trecem în parcier pentru siguranța dumneavoastră. Încurcăm traficului. Încurcați. Pentru siguranța dumneavoastră. Vă rog frumos, domnule! Deci putem vedea că sunt doar câteva mașini care stau în rând la așa zisa vamă. Iată că se apropie și o mașină a corpului diplomatic aici. Sunt mai mulți și mașini
de pacificatori. La fel sunt autocarul care l-ați văzut în imagini, este unul de rute, vine din Bender spre Varnița la fiecare jumătate de oră conform orarului. Până acum aici mașinile au format însă un ambuteiaj mai mare, acum sunt mult mai puține și asta pentru că a intervenit la timp poliția. Totuși, combatanții din când în când intervin și verifică mașinile care trec, ca nu cumva în acestea să se regăsească oameni care deja astăzi au trecut frontiera. Așa. Îți mulțumim, Diana, pentru aceste detalii. Dacă vei reuși să mai ajungi la secțiile de vot, ca să vedem și de acolo imagini cum votează oamenii. Dimineață erau cozi din cine ai arătat tu. Noi în continuare avem imagini despre cum votează moldovenii din Berlin. Vrem să vedem și acolo dacă sunt formate cozi, așa ca și în alte locuri din străinătate. Aceasta este ambasada. Pe partea dreaptă este un rând pentru părinții cu copii mici. Și pe stânga, mai departe, este un rând, rândul ăla mare, care l-am filmat. Și cum am mai spus, deci toaletele. Deci un lucru foarte bun, în comparație cu 1 noiembrie, unde n-au fost nicio toaletă. De data aceasta este mult mai bine organizat. Toți respectă regulile de COVID. Aproximativ toți port măști de protecție. Vă invit să urmărim în continuare ce se întâmplă acum la Varnița. Din cât înțelegem, un diplomat rus face declarații de presă. Vrem să auzim ce spune. Хотели как раз подъехали понаблюдать за ситуацией по возможному блокированию. Ну, видим, что правоохранительные органы достаточно оперативно обеспечивают проезд автотранспорта. Спасибо. Добро пожаловать в оккупируемую Молдову. Пришли нам диктовать свои, да? Мы ничего не диктуем, мы смотрим, мы даже не вмешиваемся ни во что. Ребята, как мы стыдно. Кто? Кто? Вот ваши коллеги. Артем Туров, депутат Государственной Думы. Коллеги, я вот стою в стороне, даже не подхожу никуда, смотрю со стороны, наблюдаю. Мы просто фиксируем данные и в случае каких-то нарушений передаем их в Центральную избирательную комиссию. Вот. Подвоз у нас пока язык. Орком сидим в трацаре, кари сидим румыны. Казну фелим барусик сидим. Пока у нас информации такой не было, но мы будем целый день здесь находиться. Если у вас будет появляться такая информация, просьба также сообщать наблюдателям. Работают разные миссии. Мы готовы будем отрабатывать эти все обращения. До свидания. Давай, до свидания. Спасибо. Спасибо за гостеприимство. Нас очень хорошо встречают. Они дали нарушение. Пока нарушение на данный момент нашей группы не зафиксировало. Вот было обращение, что здесь возможно сейчас перекрытие, недопуск на территорию избирательных участков. Мы подъехали, все пока вот в рабочем режиме проходят. Если будут какие-то нарушения, будем, конечно, в том числе информировать средства массовой информации. А вы на свои нарушения смотрите? Ну, вам легче работать с президентом Сандычем, Дадон. Дадон продал вас всех. Ребята, не мешайте нам. Продал в России, Дадон. Я не понимаю, про что говорят данные люди, поэтому мы здесь участвуем по приглашению Центральной избирательной комиссии как наблюдатели. К нам приезжают на время наших выборов наблюдатели, в том числе из парламента Молдовы. Мы просто фиксируем, как проходят выборы в рамках национального законодательства. Либо есть какие-то отклонения. Все. Вы же бандиты. Фургалу отпустите сначала, потом приходите сюда и делайте свои. Вы бандиты, фашисты настоящие, русские. А вы еще нам диктуете свои эти вот. А когда в Молдове, это же наша территория, мы не можем здесь открывать участки. Это как понятно? Коллеги, когда проходят выборы в Молдове? Сегодня в Москве, в Петербурге, в Воронеже, в Липецкурске открыт избирательный участок. Да, но дома не можем открывать. Коллеги, это вопрос к... Кому? К вам, к вашему взаимоотношению между Приднестровьем и Молдовой. Это вопросы к армии, господин депутат, к армии, которые нам не позволяют
Вот мы туда не можем проехать. Вы понимаете, граждане наши сюда могут заехать, а мы туда не можем. Это не имеет отношения к моей миссии наблюдения. Давайте, коллеги, говорите о конкретике. Я говорю как депутат, как представитель наблюдателей, которые сегодня работают. Это не имеет отношения к нашей миссии. Наша миссия сегодня фиксировать, как проходят выборы в рамках национального законодательства. Есть ли отклонения, насколько они открыты, какие есть те или иные нарушения, если они появляются. Вот наша миссия. Нет, мы сейчас пока не отмечаем нарушения. Я еще раз говорю, если будет какая-то информация, мы просим, в том числе и нам, сообщать об этом, мы будем отрабатывать. Коллеги, спасибо большое, мы на связи, разрешите нам, хотели просто посмотреть, как организовывать. Мы подготовили вам хороший сюрприз. После 22 часа забирайте Додона. Сюда заехали на несколько участков. И планируем здесь в Варнице еще побывать. Купите ему сразу билет. Спасибо большое. Вы закрыли с Бургала и Бахдана. До свидания. Забирайте Додона. După ora 21 îi pleac trebuie înapoi la Moscova. Asta e noutatea bună. Чемодан, вокзал, Россия. Чемодан, вокзал и Ростов пошел. Либертад и Лу Фургал. Да, Фургулес и Либертад. Я понял, Am văzut în imagine un observator venit din Federația Rusă, care a făcut declarații, a venit și el la Varnița să vadă cum stau lucrurile acolo. Câțiva oameni din jur i-au aruncat replici să plece acasă. Iar acum, în aceste momente, liderul partidului nostru, Renato Usat, îi face declarații de presă după ce deja și-a exercitat dreptul la vot. Haideți să-l ascultăm. Implicați în procesul electoral, ceea ce ține să putem documenta toate încălcările. Acum, după ce voi vota imediat, voi prezenta mai multe probe, cum deja se dau bani, cum se aduc cetățeni. Deci se prelucrează toate materialele, că fiecare minut ne vin din țară și din diasporă, vin sute de mesaje. Și le prelucrăm să vedem în baza la care putem să pregătim niște sesizări la CEC, pe care la procuratură, deoarece, da, mă mândresc de faptul că astăzi, spre exemplu, diaspora este foarte activă de dimineață, ca și toți cetățenii din țară, dar la unele secții cu părere de rău, ceea ce am spus acum câteva zile, că vor fi organizate unele fără de legere, așa și se întâmplă. La ce secție vă referiți? La moment avem deja, cred că, cel puțin vreo 5-6 cazuri, în baza la care trebuie să fie pornite cauze penale, ceea ce ține de secțiile de vot pentru cetățenii din Transnistria. Că este nu doar transport organizat, dar pe unele video caracuși. O să le public, o să vedeți că se discută și despre bani și cât costă și cum îi aduc la vot și oamenii îi uită, oamenii săraci nu știu cu ce se întoarcă, adică e un haos total. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați acordat timp. În aceste clipe ați aflat unele detalii și unele încălcări de care a vorbit domnul Renato Usat. Ne aflăm la secția de onoare din cadrul ASEM, atât de aici. Tatiana. Motiv la depunție, cineva? L-am urmărit în imagini pe liderul partidului nostru, Renato Usat, care încă așteaptă în coadă ca să-și exercite dreptul la vot. Dar în aceste momente vrem să publicăm imagini surprinse de reporterii noștri din teren în satul Hagimus, cu o cameră ascunsă, să vedem despre ce a surprins reporterul, ca după care să le comentăm. Я думаю, а правда, там такая
Непонятно, здесь в очереди или со стороны тоже туда есть? Это нет, это все вместе, мы просто... Да, вот так вот. Ничего страшного. Так стойте в очереди, что вы делаете? Дистанцию мы делаем. Дистанцию надо сидеть. Сейчас выйдет и выгонит всех. Я вам говорю, сегодня. Я там... Почему вы снимали? Что вы это сам? Это зря. Тебе надо? Да. Вот люди все думаете, что где-то голосует получше. Я же был на Варнице. Сейчас а ну покажи мне, что там делается на Варнице. Сейчас опять драка там. Да. Да я не хорошо, если он снимет. Сколько времени вы уже сидите в очереди? Уже долго. Да, примерно в... С 8 часов. С 8 часов, да. С 8 часов. Замерзли, с 8 часов. Даже раньше люди были здесь. Если мы с 8, а сколько уже людей было впереди нас? Да, здесь было все полно. Уже одна такая очередь простояли. И что вас мотивирует сидеть по 2 часа вот тут? Больше 2. А вас что мотивирует здесь стоять? Да, стоять и фотографировать. Это моя работа. Ну, я за нее получаю деньги. А это выборы. А это гражданский долг. Да. Наше будущее. Это наша жизнь. А что снимаешь? Еще пока. Что снимаешь? Можно спросить? Вы сказали, что если бы не дали деньги, вы бы в очередь не сидели. Не говорите ничего, иди, блин, отсюда своим телефоном. Соблюдайте нас. А? Да. Не все продается, не все. Вы что, сзади меня так сидите? Да. Так. И вас буду снимать тоже. Можешь, пожалуйста, не могу, дистанцию? Ну ты же ходишь перед всеми, ну я покажу перед тобой, блин. Am urmărit imagini din satul Hagi Musa, din fața unei secții de votare, acolo unde se află și colegul meu de la site-ul TV.md, Mihai Caracajan. Iar în aceste momente revenim la votul din diasporă, mai exact la votul din Berlin, acolo unde, din câte am înțeles, s-au format cozi cu moldoveni care așteaptă să ajungă în fața secției de vot ca să-și exercite dreptul. Poliția germană este. Rândul de așteptare este organizat de angajații de la Ambasada Republicii Moldova din Berlin, cât și poliția din orașul Berlin. Poliția germană este. Rândul de așteptare este organizat de angajații de la Ambasada Republicii Moldova din Berlin, cât și poliția din orașul Berlin. Moldova, salut din diaspora! Venim din Leipzig, de la 200 ceva de kilometri. Mircea vine cu trenul. Da. Apropo, cât te-a costat drumul? Cred că undeva 50 de euro dus întors. 50 de euro dus întors. N-am venit cu mașina proprie. Facem sute de kilometri pentru a ajunge la ambasada din Berlin. Ca să punem o ștampilă. Punem o ștampilă pentru un viitor mai bun. Da. Te dat pe 15
noiembrie s-au grămadit de dublu persoane față de pe 1 noiembrie. Poți să poate faci o panoramă. Faci o panoramă? Și eu am votat pentru a continua lucrurile frumoase în capitală, a avea stabilitate în țară, a avea un curs de dezvoltare în care absolut toată lumea poate munci unit. În acest an am înțeles odată în plus că doar prin eforturi comune, cot la cot, puteam schimba lucrurile spre bine. Și eu cred că Republica Moldova merită dezvoltare, merită liniște și cel mai puțin mi-aș dori ca eventual cumva să ajungem într-o situație de incertitudine sau haos. Îndemn fiecare locuitor al țării, dar și cei care sunt aflați peste hotare, să-și exprime votul. Și încă o dată, eu am votat pentru stabilitate, pentru o echipă unită, pentru o Republică Moldova dezvoltată. Cum se va răsfrânge rezultatul acestui scrutin asupra activității primăriei? Despre asta o să vorbim începând cu săptămâna viitoare, dar repet, eu mi-aș dori foarte mult să continuu lucrurile bune prin înțelegere, prin unitate și prin eforturi comune. Deși ați anunțat că vă luați concediu încă pentru o perioadă de 3 zile, ieri v-am surprins alături de candidatul independent susținut de socialiști în mai multe activități, la plantarea pomilor. Ulterior ați inaugurat o porțiune de drum din strada Albișoara, deși ați spus că acest lucru se va întâmpla mai târziu. Nu credeți că ar fi și asta niște acțiuni electorale, pre-electorale? Nu cred că trebuie să căutăm acolo unde nu există. La plantare au fost invitați absolut toți. Ați fi putut participa și dumneavoastră și oricine este binevenit. Vom mai avea astfel de acțiuni și săptămâna curentă și săptămâna următoare, atât timp cât ne vor permite condițiile climatice. Da, cu această ocazie vreau să spun că avem peste 45.000 în premieră de copaci, arbori, arbuști, sădiți în municipiul Chișinău. Și eu cred că această tradiție trebuie să continue, atât toamna, cât și primăvara, și invităm pe fiecare. Obiectivul nostru este să plantăm în municipiul Chișinău 100.000 de copaci. Am vorbit și cu responsabilii să fim cât se poate de siguri în a securiza aceste plantări pentru ca să nu avem eventual consecințe. Moldova își alege președintele. TV8 va informa toată ziua, de dimineață până noaptea târziu. TV8 va transmite în direct cele mai fierbinți evenimente din țară și din afara ei. Suntem de la TV8, vrem să vă întrebăm de cât timp stați la Pasă, știri din oră în oră. Pretendenții care aspiră la fotul de președinte. Comentarii, analize, păreri, confruntări, cifre, date, rezultate. Află cine a câștigat. Duminică, 15 noiembrie. Alege liber cu TV8. N-aveți совість. Voi în loc să apărați norodul care v-a crescut pe voi, care v-am dracă, care v-a... Dar voi știți și... Îl slujiți pe un Dodon, pe un trădător de țară și de nem. Dar ce v-am nemulțumit pe dumneavoastră? Dar și nici ei mulțumit de Dodon. Dar Motali poate ești mulțumită. Nu, nici eu nu sunt mulțumit. Noi, de să spunem așa, noi, combatanții, veteranii de război, am luptat pentru integritate, pentru țară, pentru neam, pentru copii, pentru nepoți, da? Ce-a făcut Dodon? S-a dus în Tiraspol, a depus flori la gardiști, la cazaci, pe noi ne-a intimidat. Cum se poate asta? Cum pot eu să rept așa un dobitoc? Altfel nu pot să-l numesc. De Dodon, care pe noi ne-a călcat în picioare. Știți ce a fost la 16 iulie acolo în Chișinău? Nu știți, da? Atunci uitați pe Facebook și vedeți. Eu am fost unul dintre aceia care m-a tăvălit pe mine pe asfalt. M-a vărit la dubiță. Mi-a făcut proces verbal, a nimerit în spital. Asta e lege de cine? Lege de hoți, de bandiți, de tălhari. Dar pe noi ne abandonează. De atât eu am ieșit în stradă. Șansă ies, șansă lupt.
Și am să mor! Dar pentru patrie și pentru neam. Așadar, urmăriți acum în direct imagini din nou din satul Varnița, acolo unde se află colega mea Diana Popa. L-am avut în prim plan pe un bărbat cu steagul în mână, care și arăta nemulțumirea. Aceste imagini sunt în direct, de aceea unele replici ar putea să... Nu putem să intervenim peste ele, de aceea vă avertizăm că este emisie live. Iată, vedem, Diana se află iarăși în mijlocul unui grup de bărbați pe care i-am văzut și în intervențiile anterioare. Vă reamintesc că aici au venit la Varnița, au venit doi deputați de la PSRM și de asemenea l-am văzut în imagini și pe deputatul de la PAS, Igor Grosu. Poliția, de asemenea, iarăși îi vedem între oameni gesticulând, probabil încercând să calmeze spiritele pentru a nu admite altercații. Ne transmite și colegul nostru care se află la Hagi Muscă și acolo spiritele se încing, iar secțiile, în curtea secțiilor sunt cozi. Haideți să urmărim imaginile în direct. Sunt mașini care circulă de 2-3 ori, adică asta se vede destul de bine că este organizat lucrul ăsta. Eu am transmis domnului deputat Carp. Вы разрешили, что вы снимаете нас? Не надо снимать. А чего вы снимаете? Вы меня спросили. Нечего делать. Очень интересный репортаж снимает. Прямо ужас. Как не стыдно. Бабий скандал. De asemenea, încercăm să vedem cum se votează acum în Moscova. Din ce am reușit să vedem, din cele câteva fotografii de care dispunem și pe care vă le arătăm chiar în aceste momente, se observă și aici, în fața acestei secții, o coadă de oameni. Par să fie în jur de 20-30 de persoane. Iată, aici este buletinul de vot al tinerei care deja și-a exercitat dreptul și care a scris că a fost la secția de votare, iar aici, din fotografiile pe care ea le-a publicat, vedem oamenii care așteaptă să ajungă în secția de vot. Continuăm să vorbim despre diasporă și prezentăm imagini deja din Berlin și aici de fapt sunt sute de oameni care așteaptă să voteze. Yeah.
protejeze Moldova, dar Dodon azi ne joace. Moldovenii noștri aplaudează din copii mici cu drapele. Mobilizare fără precedent la Verona. Poliția italiană care monitorizează ordinea publică aplaudează. Viitorul Republicii Moldova. Poliția italiană aplaudează. Din imaginile pe care le-am văzut numai ce, vedem că în tot mai multe, în fața mai multor secții, moldovenii, probabil ca să se încălzească, da, și să se pătrundă de spiritul național, tot dansează și de aceea se vede că este o veselie acolo. Sperăm că poliția nu le va strica cheful sau, mă rog, să nu se admită abateri. Continuăm să discutăm despre votul din diasporă, de data aceasta cu Rodica Chiptene-Neniță, care se află acum la Londra. Rodica, de altfel, a emigrat de puțin timp, este un emigrant începător, dacă putem să spunem așa. Și pentru Rodica acesta, intuiesc eu că este prima dată când votează în străinătate. De aceea vreau să te întreb cum se simte cum simți diferența atunci când ești în țară și votezi și cum este să votezi în străinătate? Salut, Veronica, salut tuturor moldovenilor care urmăresc acum scrutinul, turul 2 al scrutinului prezidențial. Atmosfera este ploioasă și păstămurâtă, dar toată lumea s-a strâns aici la una din secțiile de votare de la Londra. Suntem la Hackney, în zona 2. Nu știu, atmosfera este foarte veselă, toată lumea este foarte bine dispusă și chiar se simte speranță în aer, se simte pozitivism. O să-l rog pe soțul meu dacă poate să deschidă umbrela, pentru că a început o ploaie foarte deasă. Toată lumea stă cu minte în rând, suntem toți echipați cu măști, cu... trebuie să traversăm acum, trebuie să răspund, da? Anu, aici în spate. Deci rândul este foarte mare la Hackney, dacă o să observați. Se întinde aproape un kilometru, dar era și mai mare la Beckton, așa că o să recomand tuturor moldovenilor să își găsească o secție de votare care este comodă pentru ei. Rândul este imens, o să vă întorc acum imaginea, să observați. Pe toată strada până în capăt stau moldoveni la votare. Rodica, observ, este poliția acolo, pentru că știm că în Londra nu este chiar atât de ușor de circulat în aceste zile. Aveți măsuri stricte de carantină. Oamenii legii sunt prezenți acolo, încearcă cumva să vă ghideze, să limiteze accesul.
Da, se reglementează totul, mai ales se reglementează și se păstrează distanța. Iată, domnii polițiști sunt acolo ca să acorde asistență. La fiecare intersecție se monitorizează să fie păstrată distanța dintre toți. Și plus, toată lumea s-a echipat în telefoane cu permisul special din partea ambasadei care le permite să aibă acces la secțiile de votare. Așa, și te întrebam un pic mai sus despre diferența de emoții când votezi în țară, unde știi că secția de vot este mai aproape de casă și practic este goală, și acum că trebuie să stai în niște rânduri kilometrice ca să ajungi. Cum simți tu momentele acestea acum? E diferit, e foarte emotiv. E mult mai important, dacă sincer, și se simte mult mai acut importanța de a vota și de a-ți exprima poziția civică și dreptul de cetățean pe care îl aveai în fond și nu îl prețuiai atât de mult. Suntem echipați cu scurte, suntem echipați cu pașapoarte, cu tot ce este necesar. Chiar suntem foarte, foarte emoționați să votăm și simțim că este mult, mult mai important de această dată să facem totuși această schimbare. Așa, îți mulțumim foarte mult. Sper că o să reușești să ajungi și într-un final în fața secției. Salutări și de la părinții noștri. Da, salutări la toată lumea. Și voiam să te mai întreb dacă ai mai comunicat cu moldoveni care stau în coadă. Sunt dispuși să stea până când? Noi am ajuns chiar acum câteva minute, deci apelul a venit chiar atunci când am coborât din mașină, pentru că am încercat și la prima secție, dar n-a fost posibil. De asta am venit aici la Hackney. Deja o să stăm cât va fi nevoie. Nu am reușit să vorbim încă cu nimeni, dar câteva din urmăritoarele mele de pe Instagram, care știu că m-am mutat la Londra, mi-au spus că dacă mă văd în rând, o să vină și o să mă cuprindă. Eu tare aș vrea. Sincer, e o atmosferă ca și cum de sărbătoare, așa că pentru noi este foarte emoționant. Da, mulțumim foarte mult și sperăm că o să mulțumim reușești și noi. Să exerciți dreptul la vot. Succes tuturor! Iar în aceste momente suntem în legătură directă cu sediul IGP, acolo unde Marin Maxian, șeful adjunct al Inspectoratului General de Poliție, face declarații de presă despre incidentele sau despre cum decurge procesul de vot în primele ore ale dimineții. Anumite ilegalități. Deci, reacționarea imediată, deci confirmă faptul că acestea nu au loc. Astfel de locații indicate de către cetățeni nu se regăsesc în localitățile unde este fixată sesizarea sau mai mult, deci aceste fapte nu își găsesc confirmarea. Rugăm să fiți receptivi. Dacă ați făcut apelul 112, răspundiți la apelul cetățenilor, polițiștilor, cer scuze, care sunt prezenți la fața locului. Ghidați-i corect să ajungă în locurile unde dumneavoastră ați identificat, ați observat sau cineva v-a comunicat că se produc ilegalități. Încurajăm cetățenii și în continuare să manifeste interesul civic, să se sesizeze orice încălcare care vin să denunțe încălcările electorale. Ținând cont de faptul că astăzi, deci la nivel internațional, se marchează Ziua Internațională de Comemorare a Victimilor Accidentelor Rutiere, am o recomandare către toți cetățenii. Majoritatea din cei prezenți la urnele de vot profită de faptul, se deplasează cu unitățile de transport. Rog să adaptați modul de deplasare la condițiile climaterice și la situația reală a zilei. Deci manifestați respectul în traficul rutier, respectați-vă unii pe alții participanți în trafic, conformați-vă și fiți cooperanți cu solicitările și indicațiile agenților de patrulare. Nu admiteți urcarea sau conducerea unităților de transport în stare de ebrietate. Încurajăm cetățenii, membrii de familie, apropiați, să nu admiteți să vă urcați sau să încurajați persoanele care știți că au consumat să se urce la volan. Mai multe aspecte de ce țin să menționez că în afară de aspectul electoral, poliția își desfășoară activitatea de rutină zilnică și respectiv anumite comportamente agresive care apar între membrii familiei, între membrii societății, alte ilegalități. L-am auzit pe Marin Maxian, iar în aceste momente vedem că la Varnița a ajuns și deputatul Octavian Țâcu, și el a candidat în turul întâi al alegerilor, face declarații pentru TV8, să vedem ce spune despre situația de acolo, cum o descrie el. Se desfășoară alegerile astăzi aici? Astăzi, din ce am văzut, pentru că am fost în permanent contact cu oamenii de aici, văd o mobilizare din partea autorităților transnistriene, care probabil au fost în legătură cu Partidul Socialiștilor și guvernarea lui Igor Dodon. Eu sper foarte mult ca lucrurile care se întâmplă acum aici la Varnița și în alte localități, pentru că o să mergem și la Hagimu, nu vor
influențat decisiv votul din această zi, pentru că este inadmisibil ca cetățenii Republicii Moldova din regiunea transnistreană, care nu au posibilitatea de a cunoaște electorala din Republica Moldova, se implică în mod organizat în acest proces. Sper foarte mult ca cetățenii Republicii Moldova astăzi, mă bucur foarte mult că au venit oamenii din diferite regiuni pentru a ne apăra votul și vom fi în mai multe localități, pe mai multe secții de votare pentru ca noi să putem să vedem lucrurile care se întâmplă, să sesizăm încălcările și în eventualitatea în care lucrurile vor degenera, să putem să avem o reacție rapidă. Am avut întâlniri și înainte de asta cu Maia Sandu și cu echipa PAS pentru a vedea cum putem să ne mobilizăm și în alte părți. Ce aveți în vedere? La alte în secții de votare? Duminică, Moldova își alege președintele. TV8 va informa toată ziua, de dimineață până noaptea târziu. TV8 va transmite în direct cele mai fierbinți evenimente din țară și din afara ei. Suntem de la TV8, vrem să vă întrebăm de cât timp stați la știri din oră în oră. Pretendenții care aspiră la fotoliul de președinte. Comentarii, analize, păreri, confruntări, cifre, date, rezultate. Află cine a câștigat. Duminică, 15 noiembrie, alegi liber cu TV8. Cum poate fi asigurat? În acest sens, rog ca cetățenii să asimileze această informație, să o perceapă corect și respectiv sesizările să corespundă realității. Totodată vreau să încurajez ca cetățenii să manifeste civic în continuare, să sesizeze autoritățile privind orice bănuială rezonabilă, privind orice încălcare, pretinsă încălcare, despre care fie că sunt martori sau au fost sesizați de către alte persoane din comunitate. Poliția se află la datorie, deci cheamă la liniște, cheamă la pace, cheamă la respectarea reciprocă unul față de altul și respectiv noi vom reuși să ne facem, să ne exercităm atribuțiile, să ne facem datoria în interesul comunității. Pentru o siguranță mai sigură, poliția vă este mereu alături. O zi frumoasă în continuare! Așa cum ziceam anterior, vom reveni la declarațiile pe care le-a făcut liderul partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, după ce și-a exercitat dreptul de vot. Vă propun să-l urmărim acum, să vedem pentru ce și-a dat votul și ce așteptări are de la viitorul președinte. Am votat astfel încât să putem duce la bun sfârșit ceea ce am început ceva timp în urmă, împreună cu colegii noștri și, bineînțeles, ajungem ca
cu toții să rămânem aici în țară, să putem trăi acasă, în liniște, în pace, în securitate, astfel încât toată lumea să fie fericită la ei acasă. Am votat pentru un viitor mai bun pentru Republica Moldova, pentru țara noastră a tuturor și am încrederea că toți cetățenii țării vor înțelege cât de necesară este schimbarea în bine a lucrurilor în țara noastră. Ce veți mai face astăzi în continuare? Voi face exact ceea ce am spus și am făcut și în primul tur de scrutin. Voi veghea împreună cu colegii noștri la buna desfășurare a scrutinului și la protejarea, la apărarea votului liber exprimat al cetățenilor. Așa cum am făcut-o și atunci, așa cum am făcut-o în 2016, așa voi face și astăzi. Bineînțeles, colegii noștri sunt în momentul de față dislocați în toată țara. Avem peste tot oameni care vor veghea la buna desfășurare a... Totul mai unit, am mai rândul să mărește, de cât mai mare și mai mare. Totul mai unit, am mai rândul să mărește, de cât mai mare și mai mare. Că totul mai unit, am mai rândul să mărește, de cât mai mare și mai mare.
Sunt gata să iau furca, sunt gata să iau automatul, sunt gata să iau și să merg la lucru. Întrebări. Gata, vă rog, e corect. Gata, am terminat. Nu încercați că mă nu. Măcarul merge ilegal. Ilegal, am spus clar că azi nu o să meargă nimic. 10 minute urmă trecut. În aceste momente avem imagini din nou din Varnița, unde câțiva oameni par să fi blocat un autobuz și nu permit să treacă în sat. Poliția din nou este la fața locului și încearcă să calmeze spiritele. Se poartă discuții între persoanele care aparent au blocat acest autocar, dar vedem că și în fața autocarului sunt foarte mulți oameni, iar cel mai probabil circulația este imposibilă pe acest tronson de drum. Se aud strigăte. Oamenii discută deja pe tonuri mult mai înalte. Dimineața era liniște, iar acum situația s-a tensionat, din ce putem să vedem acum. Sunt și mulți jurnaliști la fața locului, poliție. Iată, vedem că oamenii aleargă dintr-o parte în alta. Nu prea ne dăm seama ce se întâmplă, doar putem să observăm acest autocar care stă blocat, iar în fața lui s-au poziționat oamenii care iarăși discută pe tonuri înalte și, desigur, poliția care încearcă să calmeze spiritele. Din discuțiile pe care putem să le distingem, oamenii invocă decizia cecului care a interzis ca în ziua alegerilor să circule mașini în care sunt mai mult de 8 locuri. Desigur, excepție de la această interdicție fac autocarele de rută. Însă nu putem să ne dăm seama, acest autocar este pe linie, are autorizație să circule la aceste ore sau este cu oameni. Sunt sigură că IGP va avea o reacție la acest conflict, iar noi vom fi cu ochii pe conferințele poliției pentru a vedea cum comentează ei aceste informații și cum califică tot ce se întâmplă acum la Varnița, cine pe cine este provoacă, dacă care dintre părți admit ilegalități, dacă și le admit, desigur. Iată, vedem o doamnă timp ce se ceartă cu cineva din cei care sunt la fața locului. Să vedeți și halul ei și așteaptă să-i duc buletinul, dar eu nu pot. Da, că nu poți să-ți 3 ani în urmă. 3 ani în urmă, nu mă lăsați! Cine a pus acest microbuz aici? Eu l-am pus. De ce? Semn de prostiesc. Care prostiesc? Asta e forma. Cum? 3 ani în urmă, busul ăsta a fost trebuie sus la pendier. Și-a vrut să-l iei extretul. Vă rog, frumos. Și-am mai așa și voi vreți să mă închideți pe mine. Executați sindicatul, vă rog. Executați, vă rog, tomația legală. Eu vă spun încă o lucru, deși ne-ați fost că busul ăsta a fost luat la bendier și am venit și ne-am jaluit la Varnița și acolo și nimeni nu vreau să scoate. Sunt și mată și documente. Încă o dată, domnul conducător, vă urcați la volan și deblocați traseul. Aș fi deblocat. Stimabil. Aș fi deblocat. Când ați fi deblocat acum, domnule. Eu fac protest, eu v-am spus. Eu nu trebuie nici o foaie. E formă de protest. E formă de protest. Asta e cadrul legal. Vă rog frumos, deblocați traseul. Nu vă duci nicăuși. N-am timp.
Așadar, am urmărit imagini din satul Varnița, acolo unde un grup de persoane a blocat, aparent, din tot ce am reușit să vedem, a blocat un autocar și cer explicații și implicarea poliției. Așa cum ziceam mai sus, deși în turul 2 de scrutin, alegerile sunt declarate valabile, indiferent de numărul alegătorilor care participă la aceste alegeri, votul fiecăruia dintre noi contează și poate face o mare diferență asupra rezultatului. Iar exercitarea dreptului la vot este un drept fundamental, o exprimare a democrației, pentru care mulți ani în urmă, sute de mii de oameni au ieșit în stradă ca să-l obțină. Prezența noastră la vot este o exprimare a voinței și a puterii noastre. Important este ca să nu ne lăsăm manipulați și să votăm așa cum ne spune inima, indiferent pe cine favorizăm la acest scrutin prezidențial. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine în aceste 5 ore de ediție. Urmează la ora 12 știri, iar după colega mea, Natalia Ghețu, vă așteaptă la o nouă ediție specială dedicată alegerilor. Fiți cu TV8, intrați pe Facebook, pe YouTube, ca să fiți informați corect și echidistant.